Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Așa cum am obișnuit la această emisiune, am invitat numai personalități de marcă ale Giurgiului, personalități la nivel regional sau național. Și în seara aceasta mă bucur că am un invitat deosebit, o personalitate a vieții giurgiuvene. Sunt cumva într-o situație puțin ingrată. Pot spune că invitatul pe care l-am în această seară este o persoană pe care am criticat-o foarte mult în campania electorală. Mă rog, a fost și campania electorală, dar sper eu nu am depășit limitele bunului simț sau nu am trecut pe panta atacului la persoană. Așa cum vă spuneam, invitatul meu este domnul primar Nicolae Barbu. Bine ați venit, domnule primar. Bună seara, și aș avea o mică... Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor programului și postului dumneavoastră de televiziune. Aș avea o mică remarcă. Sunt doar o persoană și nu o personalitate. Mai mult până ajunge o personalitate a orașului Giurgiu. Nu, în sfârșit. Aș vrea pentru început, dacă îmi permiteți, domnule primar, să transmit și salutări tuturor telespectatorilor, dar și unor telespectatori care se află în aceste clipe la Varna și care ne urmăresc. Este vorba despre Adrian Anghelescu, pilotul comandant Adrian Anghelescu, doctorul Pic Ladislav și deputatul Nicolae Florian, care știu că ne urmăresc. Vă salutăm! Îi salutăm și noi! Bun. Domnule primar, haideți să începem cu o chestiune foarte discutată la ora actuală. Este vorba despre zona liberă, despre diferendumul, nu, sau anumite contradicții care au existat privitoare la zona liberă. Eu am înțeles de la domnul Răzvan Cuc și de la domnul Marian Mina că, așa am înțeles eu cel puțin, că numai în Giurgiu se află această situație nefirească, în sensul că zona liberă aparține de Consiliul Local și că, în rest, în toate județele, zonele libere aparțin de Consiliul Județean. Citeam pe prompter la dumneavoastră, iluzii, prejudecăți, perspective. În momentul în care mi-a adresat întrebarea, mă gândeam că este o iluzie din partea lor să gândească că un Consiliu Județean ar putea să dezvolte mai mult decât o administrație locală care își trage seva din acest teren, care se adresează, nu acest teren, din acest spațiu, din această, eu știu, unitate administrativ-teritorială, care se adresează cetățenilor care lucrează în această zonă și care este mult mai interesată de a asigura o prosperitate și o dezvoltare decât cineva care are un spațiu mult mai vast. Drept urmare, aș vrea să nu intru foarte mult în detalii, pentru că s-au spus vrute și nevrute, că unii sunt mai buni, că alții sunt mai răi, că unii au luat-o și au greșit când au dat-o și noi am luat-o și acum să o luăm înapoi, că ar fi mai bine la noi decât la ei. Și sunt întrebări și o să avem de discutat foarte mult pe tema aceasta. Ce vreau să vă spun este că din 2008, când s-au transferat, s-au cesionat acțiunile de la administrația zonei libere SA, de la Consiliul Județean către Primăria Municipiului Giurgiu, către Consiliul Local, zona era pe pierdere. Avea o pierdere de funcționare de 17 miliarde. În toată această perioadă de 8 ani, prin activitatea, printr-un management bun, prin activitatea oamenilor de acolo, printr-o perspectivă de dezvoltare continuă a zonei libere, s-a ajuns ca în acest moment să avem 8-10 miliarde profit operațional. De ce spun profit operațional și profit la un moment dat? Pentru că în toți anii care au trecut a trebuit să acoperim toată pierderea din anii precedent, iar din acest moment, profitul net care se obține din activitățile specifice zonei, se reinvestește în dezvoltarea zonei. Această zonă liberă, de la 100 și vreo 90 de salariați cât se aveau în administrația zonei libere, ușor, ușor, prin metode de management și de organizarea muncii și de cooptarea unor persoane cu responsabilitate și unor persoane cu profesionalism în activitatea lor, am reușit și prin cu cei din conducerea zonei libere ca să facem funcțională această zonă cu aceeași persoană, cu un personal mult mai mic. În altă ordine de idei, schimbându-se manageriatul acestei activități și domnul Răzvan Cuc a făcut parte din fiind director general al administrației zonei libere și am colaborat foarte bine, am reușit să readucem investitorii în zonă fără să le impunem alte condiții, cu ghilimele de rigoare. Și orice firmă care a dorit să intre în zona liberă, chiar dacă la început prețurile erau de închiriere și de concesiune, erau prohibitive, 2 euro jumate. Vă dau un singur exemplu. A venit o firmă care îi trebuiau 3 hectare de teren să-și facă o bază de producție. Și au zis, domne, 2 euro jumate e mult. Eu nu intru în licitații. Dacă veniți cu un preț
corect pentru perioada de acum, că acel preț rămăsese din anii 2004-2008, când era un boom economic. Acum e greu să mai discuți de prețuri de închiriere, de cuantumul acesta mare. Și în acest moment, cei de la Zona Liberă au venit la acționarul majoritar, Consiliul Local, și au expus această problemă. Am redus la 1,2 euro. Consiliul a aprobat 1,2 euro. Știți cu cât s-a licitat? Cu 2,6. Că au intrat în competiție, au venit mult mai mulți, au intrat în această competiție și la un moment dat știau că au nevoie de acel teren, că era bun, și în acel moment s-au licitat 3 firme și cea mai bună a luat cu 2,6 euro. Deci s-au creat în Zona Liberă premisele unei dezvoltări. Nu ascund nimănui și a fost obiectul meu de campanie și la acest post de televiziune, când a fost o confruntare între candidați, am spus ca prioritate de dezvoltare și ca, eu știu, țintă de dezvoltare a orașului, pe lângă portul cu acces trimodal, ca și pilon de dezvoltare, Zona Liberă trebuie să-și recapete alte valențe și să capete o altă utilitate, ținând cont de condițiile care sunt în acest moment și de ce se întâmplă pe piața muncii și pe piața serviciilor și activităților în România în acest moment. Și ar trebui schimbată din Zona Liberă în zona industrială și apoi în parc industrial. Cu Răzvan Cuc am mers împreună la ministrul industriilor de atunci, economiei și industriilor, domnul Tudose, și am explicat situația. Numai că au fost ultimele convulsiuni politice, 2014, alegeri, după alegeri, scandal, și n-a mai fost de actualitate, n-a mai avut unde să mai ducem acel dosar să vedem care sunt pașii ca să o transformăm în parc industrial. Nu avem și nu am eu personal nicio dorință ca să iau ceva sau să țin ceva. Dar fiind un bun și în patrimoniul municipalității, niciodată, dar absolut niciodată, nu voi vota și nu voi susține ca municipiul să piardă ceva din patrimoniul lui. Chiar v-am apreciat această poziție pe care ați avut-o, chiar cu riscul de a deranja politic, în partid. Și în același timp, domnul Răzvan Cuc chiar spunea, am citit undeva, că în ultimii 4 ani zona nu s-a mai dezvoltat și așa mai departe. Pe urmă am aflat, mă rog, sau mi-am reamintit că dânsul chiar a fost director, nu, câțiva ani de zile. Mă rog, dar ca o scurtă paranteză, așa, sunt puțin bulversat de personalitatea deosebită a domnului Răzvan Cuc, în sensul că dânsul este o persoană la ora actuală omniscientă, este reprezentant în 3 ADI-uri. Da, n-aș vrea să intru pe această pantă. Da. Deci nu... Nu este nevoie să... Ce eu mi-am exprimat punctul de vedere. Da. Poate că dar, tinerețea lor a fost, dar, și cu sângele a fost prea năvalnic și prea clocotitor și la un moment dat ar trebui totuși să citească de 3 ori sau să măsoare de 3 ori până taie odată. Totuși, în restul județelor țării, acolo unde există zone libere, zonele libere aparțin de Consiliul Județean sau de Consiliul Local? Deci, în 2003, când ele au fost înființate în 96... printr-o hotărâre de guvern, legea 34 sau 30, mi se pare, de înființarea zonelor libere, și aparțineau statului. Bine, și atunci proprietatea era statului, era foarte greu să găsești terenuri care să fie ale firmelor private sau... Și s-a stabilit prin lege, aparțin statului sub administrarea Ministerului Transportului. În 2003, în guvernul Năstase, s-a luat decizia pentru a nu... ne și pregăteam să intrăm în Uniunea Europeană. Trebuia să îndeplinim anumite cerințe, să lăsăm liber privatizarea, statul să nu mai aibă o așa influență mare asupra societăților comerciale. A fost un curent și este și acum. Și e un lucru normal, un lucru corect într-o economie bazată pe concurențialitate și pe, eu știu, politici corecte. Statul trebuie să-și vadă rolul lui de stat, nu să intervină în activitatea economică în competiție cu un competitor privat. Pentru că va pierde întotdeauna privatul. Și atunci s-a luat decizia ca aceste zone libere, patrimoniul lor și administrarea să treacă către UAT-uri, către administrațiile locale. În toate zonele din țară, dar absolut în toate, au trecut la administrațiile locale, la primării, doar la Giurgiu. A fost și domnul Boiangiu este de față, să puteți să-l întrebați care a fost toată odiseea. Era acea luptă tot timpul politică între palate, între domnul Boiangiu și reprezentanțiul palatului, domnul Boiangiu și domnul Iliescu, între Consiliul Județean și Consiliul Local, și care n-a adus, de foarte multe ori, lupta asta între palate n-a adus, eu știu, prosperitate și dezvoltare, ci doar piedici. Și atunci s-a spus, ca să nu treacă la administrația locală, că trece la Iliescu și că vezi, Doamne, s-a făcut o
o virgulă la lege. Și a spus, la Giurgiu trece la Consiliul Județean. În patrimoniul Consiliului Județean și în administrare. Și așa a fost. În 2005, domnul Iliescu a făcut o adresă. A aflat că în toate țările. Nu a vrut Consiliul Județean și a rămas hotărârea de Consiliu fără subiect. O cereau cei de la Consiliul Local, dar Consiliul Județean a zis, nu vi le dăm acțiunile respective. În 2008, odată cu, eu știu, câștigarea de către PNL a Consiliului Județean, s-a reactivat această dorință. Fiind o dorință veche, domnul Beanu, cred că a fost prima ședință de Consiliu, a pus în atenția consilierilor, a supus votului, s-a votat și s-au cesionat acțiunile către Consiliul Local. Vă spun, la momentul acela, zona liberă avea pierdere de 17 miliarde. Și vă spun, și multe probleme care existau în zona liberă. S-a început dezvoltarea ei, cum v-am explicat mai devreme. Deci, revenirea la Consiliul Local a fost un gest de normalitate. Consiliul Județean putea să, și lupta noastră nu este că dacă n-am fi avut sorți de câștig și n-am fi avut o brumă de adevăr, n-ar fi existat o brumă de adevăr, nu ne-am fi bătut cu morile de vânt. Dom'le, a lor și-o iau oamenii înapoi, știți cum este. Ți-am dat împrumut ceva, dă-mi înapoi. Numai că nu s-a dat împrumut. S-a cesionat toate drepturile. Deci s-au cesionat, s-au dat cu titlu gratuit. Și terenul este al proprietatea Consiliului Județean, dat în administrarea Consiliului Local. Iar acțiunile s-au transferat către Consiliul, o operațiune în concordanță cu legea 31, legea societăților comerciale. Două societăți comerciale s-au transferat acțiunile, s-au cesionat, Consiliul Local a intrat în deplina proprietate a acestui bun, numit acțiunile societății, s-a făcut protocol de predare-primire, a durat, cred că, vreo 6-8 luni. Iar în acest moment, dumnealor aveau, pe legea contențiosului, aveau posibilitatea ca într-un an de zile să revoce acea hotărâre. Așa spune legea. Au trecut 9 ani. Venim după 8 ani să ne dăm seama, stai așa, că n-a fost bine, hai să o trecem înapoi. Printr-un act administrativ. Eu, asta, supărarea mea mare asta a fost. Că s-a făcut repede, că s-a făcut fără să fim, suntem totuși parteneri în acțiunea asta, fără să fim anunțați, s-a făcut într-o ședință extraordinară și culmea, parcă cineva încearcă să-i discrediteze, ne-au trimis o hârtie în care ne invită împreună cu zona liberă la vreo 2 zile după ce au dat hotărârea să ne întâlnim astăzi, pe data de 18-19, la sediul zonei libere să facem protocolul de predare-primire. Pe cine invitau? Pe administrația zonei libere, ESA, societate comercială, și pe Consiliul Local. Eu mai în glumă, mai în serios, am întrebat, bun, pe cine dăm Consiliul Local? Un consilier, 2, 10, 21, venim cu toți 21, care, pentru că au o scăpare totuși legislativă dumnealor. Dumnealor au crezut că Consiliul Local Giurgiu are aceeași identitate și, eu știu, formă juridică ca și Consiliul Județean. Consiliul Județean are patrimoniu, are personalitate juridică și răspunde cu tot patrimoniul dumnealor. Consiliul Local Giurgiu, consiliile locale de la municipii și de la orașe au decât statut de unitate legislativă, de instituție legislativă. Dumnealor n-au patrimoniu Consiliului Local, nu au, eu știu, personal, nu au decât, așa spune în lege, secretarul municipiului reprezintă și este secretarul Consiliului Local. Este legătura între Consiliul Local și primul. Asta e tot. Deci dai în judecată, mulți au dat în judecată Consiliul Local să le plătească Consiliul Local daune pentru că printr-o hotărâre a Consiliului Local au fost lezați în drepturile lor. Și am zis, bun, dați în judecată. Și cu ce vă plătește Consiliul Local? Păi nu, că Consiliul Local e obligat să comunice primăriei să plătească. Pardon, Consiliul Local acționează prin cei 21 de consilieri. Dacă cei 21 de consilieri nu sunt de acord, nu se pune în aplinire. Ei, sunt greșeli, până la un moment dat sunt scăpări ale dumnealor, care, eu zic că în întâlnirea care am avut-o la sediul partidului, cu toți, pentru că, până la urmă, președintele partidului ne-a cam chemat un pic, ne lăsasem încălziți de aceste evenimente și ne-au chemat la ordin un pic, așa, au spus, bă, ok, aveți probleme administrative, luptă între două entități juridice, între primărie, între primărie și Consiliul Județean. Dar ce treabă are partidul? Pentru că noi am dus un pic așa lupta aceasta și cu un pic de tentă politică.
Lucrurile s-au stat la masă, le-am discutat. Singurul care poate stabili este instanța, singura este instanța de judecată. Ce eu așa vedeam lucrurile. Cu apa service. Iarăși o greșeală a dumnealor, tot așa, un lucru luat de val, așa, dumnealor au considerat că pot face orice. Eu le-am mai spus la această întâlnire, gândiți-vă că sunteți reprezentanți ai Consiliului Județean și nu sunteți Parlamentul României ca să legea, hotărârea voastră să fie lege în țara asta, nu. Voi dați o hotărâre a voastră care are o aplicabilitate în limita prerogativelor care sunteți, care funcționați. Și atât, nimic mai mult. În acționariatul zonei libere, primăria are 83%, Consiliul Județean are 1,3%, celelalte UAT-uri, primăria Bolentin Vale, APA Service, primăria Bolentin Vale are 6%, primăria Mihăilești are 4% și ceva și primăria Slobozia are diferență, tot 3-4%. Cum s-a întâmplat? În 2007, odată cu intrarea în Uniunea Europeană și posibilitatea accesării fondurilor europene pe programul pe postul de mediu pentru realizarea aducțiunii de apă și canal și îmbunătățirea condițiilor privind aducțiunea de apă și canal în un anumite UAT-uri, s-a făcut un proiect de vreo 70 ceva de milioane de euro, în care a intrat primăria Giurgiu, Mihăileștiu, Bolentin Vale, Bolentin Deal, Slobozia. Consiliul Județean, ca o unitate care coordona aceste unități administrativ-teritoriale județene, primării de comune și de orașe, au intrat și dumnealor. Tocmai ca să fie cineva să coordoneze această activitate. Au intrat. Și atunci, doată intrând în ADI și pornind la drum cu acest proiect, am fost obligați, prin statut și prin lege, ca toate UAT-urile care intră în ADI-ul, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ca să le spunem cetățenilor, că la un moment dat ADI-ul, studiul SF-ul, zicea, dar ce o fi la SF-ul, AZN-ul? Nu, este studiul de fezabilitate, dar sunt prescurtări uzuale în domeniul nostru. La vremea respectivă au fost obligați ca primăria să cedeze 17% din capitalul social la APA Service. APA Service era proprietatea municipalității. Și fiind o societate puternică în domeniu și cu experiență în domeniul apei și canalizării, atunci a cedat ca să dea fiecărui reprezentant al ADI-ului acesta ca să fie acționar. Că doar așa poți face acest proiect. Ca primăriile care sunt în implementare cu acest proiect trebuie să fie acționari în operatorul regional. Dacă este desemnat direct prin încredințare directă de către ADI. Sunt localități în țară care și-au luat un operator de pe piața liberă. Adică au făcut licitații, au venit un operator și cu acel operator au mers mai departe. Dar legea îți permite când ai un ADI să-ți alegi operatorul și să spui, vrem cu ăsta să faci. Ei, ca să-l faci cu X operator, trebuie să-i dai niște acțiuni. Și primăria a cedat în patrimoniul ei pentru celelalte UAT-uri ca să funcționeze acest ADI și să putem accesa 53 de milioane de euro pentru municipiul Giurgiu și ceilalți bani 17-18 milioane pentru celelalte comune și orașe. În acest moment au mai intrat și alte primării în ADI și se implementează un nou proiect pe perioada 2014-2020. Procedura e tot aceeași. Nu trebuie să luăm acțiunile de la primărie să le dăm Consiliul Județean ca apoi Consiliul Județean să le împartă la toți. Că nu și-are rostul. Nu și-are logica. Când vor intra aceste primării legal în ADI și vom demara proiectul cu aducțiunea de apă și canal în județ, în momentul acela se va face o cesiune din partea primăriei de acțiuni către ceilalți operatori. De ce să-i dăm Consiliul Județean? Ce rol are Consiliul Județean în această ecuație? Pentru că este o ecuație între UAT-uri, între primării. Consiliul Județean are 1,7%, cu acel 1,7% poate să coordoneze, să-i cheme pe primar, să vorbească, să se întâlnească. Deci nu are ceva al Consiliului Județean să zică, domnule, stai și noi o bucățică acolo, hai să ne dai și nouă că facem și noi nu știu ce cu acest ADI-ul și suntem principali acolo. E greșit când să spunem să trecem acțiunile de la Consiliul Local la Consiliul Județean, ca să ocupe Consiliul Județean de ce? Pentru că nu se ocupă, nici primăria nu se ocupă acolo.
Primăria este acționar într-o societate. Societatea se ocupă de administrare, societatea se ocupă de implementarea proiectelor, societatea Apa Service face licitație și face tot. Și atunci, de unde această dorință și ieșire pe public? Răzvan Puc spunea că numai în condițiile în care va trece la Consiliul Județean vor putea fi accesate fonduri europene. Nu, greșit. Total greșit. Și eu, dacă îl chemați aici, îți vă arate virgulă. Dumnezeu, sunt acționari. Iarăși, domnul Răzvan, nu vreau să intru în polemică cu dumnealui, v-am spus și nu vreau nici să-l critic. Dar i-am mai spus să nu se lanseze în afirmații fără să aibă un fundament juridic în spate, pentru că la un moment dat e băiat tânăr și dacă pornește greșit și se discreditează și la un moment dat el e un băiat de viitor și de perspectivă și e păcat să plece cu stângul și să, dintr-o dorință a lui, eu știu, de a face ceva bine sau rău, poate să greșească. Acest elan, nu degeaba i-am numit Cârlan, pentru că am folosit și eu din expresia unor clasici în viață, în care tot așa un om cu judecată, cu maturitate și cu, nu știu, cu este experiență de viață, și mă refer aici la Ion Iliescu, trecut în multe regime și regimuri și cu, eu știu, experiență de a ieși foarte bine din orice încleștare de genul acesta, i-a adresat-o liderului politic tânăr de atunci, Victor Ponta, și așa i-a rămas. N-aș vrea să spun cum i-a spus, sau să repet, să-mi iau, că ne-au ce mă minte cum i-a spus lui Mircea Joana, dar, dar sau cam adeverit, pentru că n-ai experiența și intri dintr-o dată așa și lansezi în afirmații care după ce le citești, zici, mă, bă, ce aberație am putut, ce enormități am putut să spun. Și nu e bine pentru ei că sunt tineri și dacă își formează aceste greșelile, astea li se vor taxa de-a lungul timpului. De ce vă spun? Unde am vrut să ajung cu Răzvan? Cu o nonșalanță, eu știu, dezarmantă, ne spuneau, dar nicio problemă, vom da o hotărâre de Consiliul Local să mărim capitalul în Apa Service și să venim cu o infuzie în Apa Service și noi să fim majoritari. Și am zis, Răzvan, ce capital social, câte părți sociale are Consiliul Județean? 1,7. Cât are municipalitatea? 83%. Când oare în lumea asta, după legea 31, un acționar minoritar sau foarte minoritar, cu 1,7, impune regulile într-o societate coordonată și, eu știu, condusă de un acționariat majoritar. Doar dacă acționarul majoritar dorește infuzie și mărirea capitalului, se poate face lucrul acesta. Legea 31 spune clar. Pentru că decizia de mărire a capitalului se ia în AGA. Și în CEA, în Consiliul de Administrație. Ori, dacă în AGA 83% reprezintă un acționar, ăla nu va lua niciodată decizia ca să mărească capitalul. Fără decizia adunării generale acționarilor și fără confirmarea ei în Consiliul de Administrație, e zero. E doar o dorință a fiecăruia, știți? Eu le-am mai spus așa. Poți să-i spui, zice, vreau să mă căsătoresc cu fata asta. Asta nu înseamnă că ești căsătorit în momentul ăla cu ea. E o dorință ta, da, poți să ți-o împărtășești, să o strigi în public, să ieși pe la televiziune, să spui ce ai de spus, dar asta nu înseamnă că este și un lucru care să și înfăptuiești. A, trebuie să mai fie și ea de acord și ca să fie treaba ca lumea, mai trebuie să mergi la o parte neutră și să gireze acest acord de voință a celor două părți. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat și nu o să se întâmple. La ora actuală, în condițiile globalizării, eu zic și nu numai eu, cred că toată lumea este de acord, nu? Că trebuie să ne păstrăm specificul local, trebuie să ne-l construim chiar uneori, specificul local. Noi ne-am întâlnit cu câteva minute înainte de a începe emisiunea și foarte fugitiv, așa, fugitiv, mă scuzați, noastră vorbeați despre un nou concept de oraș, nu? Că, mă rog, ați consultat cu specialiștii și au găsit un specific al municipiului Giurs. Eu mai în glumă, mai în serios, am spus că ar mai exista ceva în afară de apă. Am zis câini. Dar, într-adevăr, pe unde te duci prin țară, de unde ești din Giurgiu, domne, mai latră câini în Giurgiu? Este un brand totuși, da, cu câini în Giurgiu. Deci, partea cu câini reprezintă un brand, da, da. Partea cu apa reprezintă un concept. Da. Și sunt lucruri total, da, diferit. Conceptul deci, este... cu apa, cu conceptul ăsta? Să știți că, dacă vrei să obții proiecte europene, nu e de ajuns să scrii un proiect bun. Trebuie să ai și o poveste frumoasă. Să știți că poveștile se vând. Poveștile cu ghilimele de rigoare. Da, da, da. Dar acea perspectivă de dezvoltare integrată și bine fundamentată și bine susținută de lucruri și de argumente solide, lucrul acesta duce la obținerea unui punctaj bun atunci când prezinți niște proiecte.
Primele proiecte care le-am depus, pe lângă cele regionale, transfrontaliere, Interreg România-Bulgaria, sunt acestea care lucrăm acum pe programul 5.1, patrimoniu cultural, valorificarea patrimoniului cultural și istoric intangibil. Și am chemat o echipă, câștigat o echipă de arhitecți și de consultanți și le-am arătat ce avem. Ceva de încetate, ceva podul Bizet, parcul alei ca ansamblu protejat istoric, Zalomitul Sala Zalomit și turnul cu ceas. Și le spuneam că mi-a plăcut ideea tinerilor studenți de la arhitectură, atunci când am avut workshop-ul și tabăra de vară, în care Bizetul a fost podul Bizet, în care au gândit podul Bizet ca o legătură între uscat și apă. Dar nu o legătură cum deasupra apei, ci o legătură să interacționeze. Și au venit cu una din căi, cea mai dinspre, eu știu, nu dinspre parcul alei, cealaltă dinspre podul nou. E un pic mai îngustă și a zis, ar fi bine aici să gândim un concept pentru oraș și de aici să plece un concept de oraș, apa. Și să-i dăm toate formele apei în natură pe acest pod. Adică la un moment dat să fie niște țâșnitori ieșind pe o porțiune, pe alte porțiune să vină să fie o perdea de apă, pe altă porțiune să fie o apă care curge și așa, o altă porțiune să fie, eu știu, abur, altă porțiune să fie un fel de ceață, stropit, picături. Iar pe tot frontonul, dinspre piața de pește, dinspre, eu știu, din partea, dinspre stadion, dinspre fabrica de zahăr al podului Bizet, să fie undeva, eu știu, un ecran din apă curgătoare, apă care curge, și pe acel ecran să se proiecteze diverse lucruri. Și era o idee fantastică, pentru că e o idee care se vinde, e o idee care atrage turiști, e o idee care e o noutate, e o idee care reprezintă ceva și e un punct de atracție care s-a adus pe turist să facă o poză acolo unde curge apă și la un moment dat dacă își fac selfie să vede în spate pe apa aceea. Deci e ceva care se vinde frumos și care poate să atragă turiști. Că până la urmă toate aceste proiecte trebuie să finalizeze prin număr de turiști suplimentari, adică o creștere a turiștilor de municipiul Giurgiu. Plecând de aici, dumnealor, tot cu copiii ăștia tineri, studenți, au zis, ar trebui de aici plecând, sau de la intrare până aici, sau de aici până acolo, toate sensurile giratorii să fie fântâni arteziene. În toate parcurile să existe aceste jocuri de apă. Și în toate zonele pe unde să mergem, apa să fie elementul definitoriu a acestei, eu știu, acestui concept. Și o să fie Giurgiu orașul apei, sau orașul apelor, sau ceva de genul acesta. Și cu asta poți să-ți vinzi. Adică dacă o incluzi toată această gândire într-un concept, și fundamentat și susținut, orice proiect care îl depui, spui, domne, mă leg de proiectul ăsta pentru că eu trebuie să fac asta aici, asta aici, asta aici și că la sfârșit, integrat, avem un proiect de dezvoltare durabilă, integrată, care va duce Giurgiu la un oraș altfel decât e acum. Un oraș atractiv, un oraș pentru turiști, un oraș și care să prezinte ceva. N-am avut altă... Deci a fost ideea acestor copii. Nu a fost ideea mea, nu o să mi iau niciodată să spun ce bun, ce așteptam fost eu. Am venit cu asta și asta vreau să o fac. Dar a fost o idee care, plecând de la niște copii tineri, și de la copii, niște tineri studenți, au fost preluată de arhitect și îmbunătățită, iarăși în parcul alei, în zona, că iară, nu prea avem monumente multe, acum se finanțează efectiv monumentul. Nu se mai finanțează dezvolt zona în jurul monumentului. Monument, iar zona în jurul monumentului ai 10-15% ca să mai investești. Și ne-am legat unde să te duci în alei. Avem decât acele, eu știu, monumente care sunt din războiul în 1918, busturi, și mai avem, care nu e monument, am înțeles acum, că mă tot legam, monumentul francezului. Și care zice că nu e monument. Da. Curios că au trecut pe lista monumentelor
toate casele care n-au nimic în comun cu monumentele, iar lucrul până la urmă 1916-1918 prezintă ceva, sunt 100 de ani. Este o legătură între poporul francez, poporul român, a relațiilor până la urmă și ajutorului care l-a dat poporul francez și armata franceză, ar fi trebuit să se lege cu ceva. Nu au trecut. Și atunci trebuie să găsim. Și acolo la fel, în jurul acestui monument francez, ca să nu mai vină ăștia să scrie grafiti copiii, să-i, a unii să scrie și alții să-l șteargă, va fi tot o zonă de apă, în care monumentul francez va fi în mijloc și găsesc ei ceva sugestiv care să-l facă atractiv și să-l facă până la urmă vizitat. Că aici este toată logica acestor proiecte cu finanțare europeană. Să devină vizitabil, să devină atractiv, să devină, eu știu, un punct de atracție pentru orașul respectiv. Eu am militat și în presa scrisă și aici la televiziune, la Iluzii Prejudecăți Perspective. La prima vedere pare ceva, să zicem, puieril pentru un monument al câinilor care latră din Giurgiu. Fiindcă acest monument cu siguranță care atrage, mă refer că există și o întreagă poveste aici, există și citatul din Caragiale, nu? Că dacă strag una, auzi câinii din Giurgiu și așa mai departe. La un moment dat chiar constituisem un grup de inițiativă și cu domnul Ion Caramitru, mai multe personalități, pentru Giurgiu era. Eu cred că și chestiunea asta ar merita pusă pe tapet, repet, că la prima vedere poate oamenii vor fi, stai domnule, de... Și Giurgiu, acum nu mai alergăm, dar nu-i mai alergăm pe stradă, îi lăsăm, că deja reprezintă brand. Să știți că am devenit un pic mai matur, cel puțin și viața și activitatea. Da, ludic este bine. Toate lucrurile acestea se fac consultare publică. Orice idee care o ai, trebuie să vii să consult. Totdeauna m-am ferit să vin și să schimb ce au făcut cei dinainte doar din dorința de a schimba. A, că a intrat într-un proiect, că a intrat într-un concept, e altă treabă. E un lucru care e studiat și așa merge. Dar, în general, m-am ferit. A fost o dezbatere chiar în primele luni când am venit primar cu locul de amplasare al statuii lui Mihai Viteazu. Să o punem în mijlocul sensului giratoriu, să o punem în parc. Și am cerut părerea celor de la muzeu, celor de la monumente, celor. Și toți au spus, dom'le, nu e normal, nu e nicăieri în lume, în sensul giratorii, nu se pun monumente, nu se pun lucruri. Pentru că nu au posibilitatea turiștii să vadă cine e acolo, cine e ăla. Trece un turist, noi știm că e Mihai Viteazu, dar un turist străin n-are timp să se uite, să citească cine e ăla. Pentru că el trebuie să oprească, să vadă cine este, să facă poză lângă el, să intre. Așa l-ai pus în mijlocul unei intersecții, acolo rămâne. Îl vede pe Vlad Țepeș. Eu cred că s-ar fi vândut foarte bine Vlad Țepeș ca imagine pentru turiștii care vin și din Anglia și de unde mai veni la, sau ce suporterii la fotbal, ce am făcut cu Dracula sau cu Mihai Viteazu. Deci, poate mai știu și un pic de istorie sau poate nu știu, dar la un moment dat citesc cine e ăsta, uite ăsta e ăla, așa. Ăsta e, uite ce poză importantă am eu cu, făcut cu Vlad Țepeș, cu Dracula. L-ai pus în mijlocul orașului, s-a terminat. Țin minte că era un biciclist, a făcut o poză odată și o pusese pe Facebook, că a venit până la Giurgiu și locul cel mai pentru el sugestiv a fost, s-a oprit bicicleta în mijlocul drumului, s-a urcat sus și a făcut o poză cu monument. Asta vă spun că nu există, m-am tot uitat și pe afară, pe unde mai merg și până alte orașe. Iarăși a fost o discuție vis-a-vis de soclu. E prea mare, e înalt, peste tot sunt mari. Uitați-vă și statuia domnitorului Carol în piața Revoluției. E imens, e mare, e impozantă. Așa sunt. Nu poți să pui un obiectiv foarte mare pe un soclu mic, că își pierde din valoare. El trebuie să crească în înălțime ca să dea orizont de vizual de puternic. Așa l-ai pus jos, n-ai făcut nimic. Și de asta vă spuneam, a veni acum să impunem ceva, trebuie să facem dezbatere. Orice idee este posibilă prin dezbatere publică. O supui dezbatere publică, faci toate formele, ori să vină foarte mult să spună pro și contra, fără nicio problemă. Unul că-i dă bine, unii că-i dă rău. Ce nu-mi place și am încercat să țin cont de specialiști, văd că unii vin direct și șterg o perioadă din istorie ca să reia perioada lui. E un curent acum să aducem statuia lui Apollo din zona Fortuna, din zona de aici, de lângă legume, fructe, de lângă Ateneu, să o aducem în fața teatrului.
Am cerut părerea specialiștilor și a zis nu, acolo a fost lăsată, acolo a fost așezată, există documente că trebuie să rămână acolo, putem să amenajăm zona respectivă, dar nu putem să intrăm mai mult decât, pentru că aia era o zonă, alta era, eu știu, viziunea zonei sau dezvoltarea zonei în perioada când a fost pus, nu putem să-l luăm, să-l punem în fața teatrului. Ok, eu am considerat o idee bună, că până la urmă el a fost susținătorul artelor și dădea bine în fața teatrului. Veneai la teatru, are o față așa care să te facă să-ți faci poze cu, în fața teatrului. A rămas tot, indiferent când l-a modernizat, a rămas tot structura aceea comunistă. Blocuri închis, Casa Sindicatelor. Statut și format de Casa Sindicatelor. Și iarăși nu este în concurență ca un punct de atracție. Avem un monument alături și aici avem o casă care nu atrage cu nimic. Prin arhitectură. Mergeți până alte orașe unde sunt acelea impozante și ați spus, puteam să ne jucăm un pic, eu știu, în fațada lui, prin lumini, prin, eu știu, alte forme, care să-i dăm un punct de atracție, ceva care, un blickfang, nemții au acest blickfang, ceva care îți atrage privirea, care te face să îți întorci capul. Și a doua, și nu o să o accept niciodată, nu o să o accept eu, ne-am spus un punct de vedere, am trimis la monumente, am trimis la comisia din cadrul prefecturii. Vor să schimbe iarăși, îmi cer scuze față de Cosmin Crețu, dar haideți să nu ne mai jucăm cu denumirile, că nu o să mai ajungem niciodată să știm ce a fost ăla sau ce n-a fost ăla. A fost teatru Ion Vasilescu, sau Casa de Cultură, sau ce a fost. Ok, Casa de Cultură, teatru ulterior, sau ce a fost acolo. Au venit și au spus Valah. I-a zis Valah. Toată lumea a învățat Valah și mie mi-a fost enorm de greu să-mi cenzurez, eu știu, discursul, că totdeauna am venit să spun Valah. Și era Tudor Vianu. Și mi-a creat un disconfort. Da, am învățat. Și că orice învățăm. Și acum vor să zic că nu mai e Tudor Vianu. Că avem o stradă, avem un liceu, avem nu știu ce. Hai să lăsăm tot Valah. Că Valahul știe lumea. Și punctul de vedere al domnului Păunescu, că acum este angajat la primărie pe probleme de cultură, pe probleme de, eu știu, istorie, arheologie, muzeu și lucrăm la proiecte de genul acesta, aveam nevoie cu part-time de cineva care să ne sprijine. Un om cu... excepțional, da. Cultură rară. Da. Și dumneavoastră a zis, domnule, stai o secundă așa că, bun, vrem să revenim. Ce reprezintă Valah pentru Giurgiu? Valahia. Nu reprezintă ceva strict al Giurgiului. Dacă vrei să spui, domnule, nu mai e Tudor Vianu, că nu mai e reprezentativ Tudor Vianu pentru... Dar Valah, Valahia, deja nu mai e un nume al unei zone să reprezinte ceva în Giurgiu. E ceva regional, chiar multiregional. Valahia era toată zona de sud, denumirea veche a țării românești. Deci nu e ceva care să zici te leagă și hai să renunțăm la Tudor Vianu. Cu toate că, asta o spunea și dumnealor, Tudor Vianu a fost directorul Teatrului Național. Deci poți să te legi de Tudor Vianu. Poți să, cu această ocazie, și am propus, hai să punem bustul, că și așa am o cerință de vreo 3 ani a Consiliului Local al Seniorilor să creăm, și mai ales când s-au împlinit 50 de ani sau cât s-au împlinit de la trecerea în neființă lui Tudor Vianu. Nu mai știu, mi-e greu să spun, dar a fost o comemorare și la Tudor Vianu și acolo au reiterat iarăși această idee că trebuie să avem un bust de o mărime apreciabilă a lui Tudor Vianu. Hai să uite, tu teatrul Tudor Vianu, să punem un bust. Și asta vă spun, încerc, mi-a dat Dumnezeu și un pic de răbdare în ultima perioadă și o brumă de înțelepciune și de maturitate și nu mai mă arunc repede într-o dorință așa, hai să schimb ceva. Pentru că la schimbări românul este foarte reticent. Și mi-am dat seama că dacă fără o pregătire prealabilă, un lucru bun s-ar putea să întoarcă înapoi bumerang și să-ți creezi oarece probleme. De imagine nu mai am de ce, că am mai spus, am trecut de 50 de ani, nu mai am așa, nu știu, dorințe din acestea sau principii. Haideți foarte pe scurt, domnule primar, să ne referim și la învățământul giurgiuvean. Pe scurt, deși aici ar fi de discutat foarte mult. Ar fi foarte mult de discutat. Situația e... Poate nu ar fi bine venit aici ca primăria să se implice mai mult, în ce sens? Prin acordarea unor burse de merit elevilor meritoși din Giurgiu, ținându-se cont de nivelul fiecărui liceu. Totdeauna, dar întotdeauna, am respectat legea.
și am cerut punctul de vedere al oficiului juridic al compartimentului de specialitate, dacă se poate, nu se poate și care sunt condițiile. Și dacă o să vedeți, au curiozitate așa, rezoluțiile care le dau pe toate adresele care îmi sosesc, rog, punct de vedere juridic. Ca să știm de unde plecăm. Că în ziua de astăzi sunt legi atât de multe și alambicate, încât e foarte greu să te strecori și să nu încalci ceva. Până neștiință. Și este foarte, eu știu, jenant că la ora actuală nu poți găsi o virgulă într-o lege să acorzi tu, administrație locală, elevilor meritoși la un examen. Să zic, cum au avut bacalaureat sau examen de capacitate. Au fost elevi de 10. Și efectiv, legal, nu-ți permite. Nu există nicio asta. Dacă este pe sprijin sau cea, nu ai de voie. Pentru că legea spune foarte clar. A dat de curând o ordonanță care spune că nu pot fi premiați decât de guvern. Cei care au obținut note mari sau nu știu ce. Decât dacă reprezintă ceva și îmbraci în altă formă. Și vă dau un exemplu cât de sinuoasă este legea și cât de nedreaptă câteodată. Zilele trecute mi-au adus la cunoștință cei de la compartimentul juridic că am pierdut procesul cu Curtea de Conturi cu două spețe. În 2012-2013 am avut un control, în 2013 aferentul 2012. Și se împlineau 60 de ani, dacă nu mă înșel, de atestare a școlii numărul 4. 50 de ani sau 60 de ani, neimportant. Domnul profesor Dumitrescu a făcut monografia școlii cu un grup de profesori și au luat-o de când s-a pus prima piatră, ce a fost înainte, ce profesori. Deci era normal un document care rămâne acolo. Nu este nici cheltuială de publicitate, nu este nici ziar, nici broșură. Este chiar o carte, un document care prezintă o istorie a școlii respective și a rămas acolo. Și au spus, nu, conform legii, nu știu care, este cheltuială de publicitate. Și nu trebuia să finanțați așa ceva. Domnilor, noi n-am finanțat, n-am dat un leu profesorul respectiv. Noi am finanțat doar tipărirea. 300 de cărți sau 300 de cărți groase, copertă și alea au fost. Nu e, eram atât de sigur că o să câștigăm acest proces. Justiția e oarbă, dar trebuie să o aștept. Și acum ne-au venit două, Tudor Vianu și cu școala numărul 4, Mihai Eminescu. Că acei profesori trebuie să dea banii înapoi. Sau școala trebuie să dea banii înapoi. Acum școala pe bună dreptate. Spune, domnule, stai o secundă, eu am făcut o cerere. Dumneata mi-a aprobat-o în Consiliul Local. Mi-ai dat banii. Eu n-am încălcat acel, eu știu, destinația. Cum? Am făcut cartea aceasta. Ți-am spus la început cât costă, cu unde costă, ce costă, deviz, cu tot ce trebuie. Ți-am dat 3 oferte de unde am luat ca să fac. Am venit cu factura, am decontat. Eu n-am nicio vină. Eu am respectat legea. L-am respectat hotărârea de Consiliu. Știți care este finalitatea? Trebuie să mă îndrept împotriva personalului din primărie, persoanei care a zis, da, e voie să-ți dau cartea. Și atunci despre ce vorbim? Cum poți să creezi un sistem performant, să poți să recompensezi valoarea, să poți să recompensezi, eu știu, rezultatul, ca să creezi valori, să creezi exemple pentru ceilalți, ca și ceilalți la rândul lor să zică, uite bă, am putut să facem acea premiere a excelenței. O să ne verifice anul acesta pentru anul viitor, anul trecut. Și o să spună, știți, nici pentru ea n-aveți voie. Sau știu ce Dumnezeu, cum mai... Că legea se schimbă continuu. Și dacă nu vii cu o lege... Asta e o problemă a României, că nu e predictibilă din acest punct de vedere. Și dacă vii cu o lege în care modifici câte un articol, două, da, dumneavoastră, când modifici economii, totuși, s-a schimbat legea, pe aia o arunci, uite, asta e nou, și o citești pe aia nou. S-a modificat articolul, paragraful, aliniatul, s-a modificat nu știu ce, numai el. E greu să stai să lipești șnurulețe și șnurulețe, că ce mai este, ce nu mai este acolo, valabil și nu știu ce, care e tăiat, care e actualizat și care nu. Și toată lumea știe, practică. Ce, domne, asta se finanțează, nicio problemă. Dar între timp a apărut un virgulă și s-a modificat două fraze. A știut personalul acela că a apărut o altă modificare, că nu mai voi să faci aia așa. Și în momentul ăla ești expus unei greșeli. Unei greșeli neintenționate.
Și da, noi n-am putut, am vrut să am cerut acei copii care au fost premiați de Consiliul Județean, n-au făcut și nouă solicitare. Am făcut o adresă către compartimentul învățământ în cadrul primăriei și mi-au spus, conform articolului cu tare, nu putem, că e modificată legea de curând. Statul se obligă, pentru că spune, statul se obligă, ministerul să plătească. Și ei dau. În ceea ce privește învățământul, e o discuție lungă și cred că o emisiune nu, și e bine, da, primăria nu se implică în activitatea de învățământ decât în a asigura sursele financiare funcționării sistemului de învățământ. Noi plătim tot ceea ce înseamnă utilități, noi plătim întreținerea, clădirile sale municipalității, deci tot ceea ce ține de administrarea și funcționarea instituției și clădirilor ține de primărie. Actul de învățământ este în subordinea Ministerului Învățământului. Am înțeles. E clar. Stat în stat. Da, nu știam care e problema cu stat în stat. Că se pot asigura, dar nu. E clar. În al doilea rând, sincer, tot înainte era mai bine. Eu am venit într-un sistem în care dădeai treapta întâi, dădeai treapta, se făceau selecții. Treapta întâi era o selecție. Cei care nu l-au treapta întâi se duceau în școli profesionale de 3 ani. Învățai 2 ani, dădea treapta a doua. La fel, cei care l-au făceau liceu, cei care nu l-au, învățământ profesional, 1 an și 6 luni. Și după aia făceau la seral sau tot ce. Și marea majoritate terminau la bacalaureatul și foarte mulți l-au la facultate. Și intrarea la facultate era atât de dură și de restrictivă încât vârfurile intrau. Și ieșeau oameni valoroși. Am liberalizat acest sistem de învățământ. Este realizat și tot ce înseamnă legislație este făcută de oameni din interiorul sistemului de învățământ, dumnealor stabilesc regulile și pe acel principiu păgubos. Ce facem cu profesorii aceștia dacă noi limităm? Ce se întâmplă? Ce facem? Și boală lungă, moarte sigură. Așa vom face tot timpul și vom scoate generații de tineri care nu-și vor găsi locul pe piața de muncă. Și aici e tragedia cea mai mare. Dar am înțeles, în opinia noastră ar trebui o măsură radicală aici. Nu se poate cu 4,99. Eu acum îmi cer scuze doamnei Delea Mirela, că am dat acest exemplu și a zis altul n-ați avut, că Maiorescu e cel mai bun. Așa este, scumpă doamnă, dar excepția întărește regulă. A luat un băiat cu 4,99 la Maiorescu. E greu să țină pasul cu ceilalți care l-au cu 10 sau cu 9,90. E greu. Și atunci, unde îl inclus pe copilul ăsta cu 4,99? Eu cred, e dreptul lui. Dar unde îl inclus? Că el se va pierde, decalajul va crește în perioada aceasta. Da. Și atunci va fi unul din cei 10% care nu vor lua bacul. Eu îmi cer scuze, poate că băiatul acesta va reveni și va învăța mai mult și va lua bacul și așa îmi doresc. Dar așa s-a întâmplat. De ce avem nevoie de încă o clasă în plus? De ce avem nevoie de foarte mulți elevi în liceu? Am spunea domnul inspector general și cu asta închid astăzi, că a venit cineva care s-a dat la școala profesională și când a văzut că colegii lui cu 2 și 30 au luat la liceu și el care avea 2,29 s-a dus și a zis, domnule, vreau să renunț la școala profesională, să-l bag și la liceu. Doamnă, dar e mai bine aici, că învață o meserie. Da, cel mai prost care era alții, de ce s-au dus la liceu? Adică deja devine copilul lui marginalizat de ceilalți. Uite, bă, prost ești tu, te-ai luat profesional, la liceu, bă, ce spui tu? Și este greșeala enormă și greșeala pleacă de la părinți. Ești bun, du-te la liceu. Ai o problemă? Hai mă frate, este după calea muncii, că e mai bine acolo. Asta este. O să faci. Dacă vrei vrea vreodată să ai liceu, îl faci la seral. Haideți să revenim puțin și la curățenia orașului. Într-adevăr, ar trebui poate măsuri radicale luate și în acest sens, adică cei care fac mizerie pe străzi și așa mai departe, care aruncă hârtia iurea, să fie amendați. Cred că și nemții la fel au procedat și s-a ajuns unde s-a ajuns. Dar în același timp, de pildă, de la parcul Mihai Viteazu, am vrut să arunc o hârtie, am ajuns până la Supeco, în stația de autobuze de acolo, de la Supeco, am găsit un coș de gunoi, adică prea puține totuși. Am văzut o emisiune la ProTV. Inspectorul, nu știu care, cum se, acela cu care examinează cazurile urâte din partea de turism și ce lacune avem. Și era o filmare din port. Eu le-am explicat atunci că portul nu este al municipiului, este la PDF-ului, noi nu avem nicio forță să facem ceva acolo. Facem curățenie, că facem curățenie, dar în rest și iluminatul și tot ce avem mobilier. Dar nu e terenul nostru. Noi facem că și încălcăm undeva.
Și le luase interviul la doi băi, scuipau semințe toți. Și a zis, da, de ce scuipați jos? Păi unde vreți? Păi n-aveți coș. Uite coșul lângă noastră. Dar e departe de noi. Și vă dau și al doilea exemplu. Londra. Oraș destul de curat. Destul de curat. Am văzut orașe și mai curate și mai murdare. Bruxelles e un oraș murdar. Pot să vă spun în toate punctele. Urar murdarul și stilul de a-și lăsa gunoiul fiecare în fața porții în sacoșe e totuși urât vizual. Am mers pe o zonă comercială. O zonă cu un trafic fantastic. Două stații de autobuz. N-am găsit unde să arunc o bucățică de hârtie. N-am găsit o băncuță. Și m-aș fi așezat jos că nu mai simțeam că nu mai pot. N-am găsit o bancă în stația de autobuz. Eu nu zic că e foarte bine și acolo. Dar să știți că doar în țările fost socialiste mai găsești o abundență de coșuri de gunoi pe 1000 de metri liniari. Punem coșul unul lângă altul, punem bănci una lângă alta. Mergeți prin țări dezvoltate și nu o să le vedeți. Cum doar în țări foste socialiste găsim aceste scoaruri verzi lângă șosea. N-au niciun viitor. Vii și dai zăpada plină de sare, o arunci pe scoar. S-a terminat cu verdeața aceea. N-ai posibilitatea să o uzi, n-ai posibilitatea să o întreții. Deci, sunt lucruri care trebuie... Dacă te apuci și să betonezi tot, aule, ne-a luat bruma de verdeață, oxigenul nostru. Dacă te apuci... Nu în asta constă oxigenul. Nu în bruma aia de mizerie și de, eu știu, bădădău și tot felul de ierburi crescute pe acolo și neîntreținute. Nu în acolo stă oxigenul, ci în pomi. Pomul este cel care îți dă oxigen cel mai mult și tot timpul anului sau pe perioadă mare de timp. De aceea vă spun, când am venit în primărie, am făcut un inventar al băncilor după patrimoniul primăriei. Și am găsit lipsă vreo 700 și ceva de coșuri de gunoi și tot atâtea, vreo 600 și ceva, aproape de 700 bănci. Lipsă, nu mai erau. Am făcut inventarierea și am cumpărat până acum, cred că vreo 500. De Tom. Uitați-vă că le vedeți pe stradă vandalizate, rupte, aruncate. Doar așa, într-o dușmănie. Nu există niciun respect al omului vis-a-vis de domeniul public. Ce nu e al tău, e al tuturor și hai să-l stricăm. M-am dus în parcul Alei. Perioade... Le-am spus celor de la GSL, de la Giurul, să zice, mă, făceți blocul ăla de beton mai mare unde le prindeți. Vin cu asta, cum îi spune, cu o cheie și o desfac. Au cheițe mici, acum sunt lucruri simple și desfac astea, le mută să strângă trei într-un loc să stea de vorbă noapte. Avem paznic, avem polițiști local, dar nu poți să pui să plantezi un pom și să pui un om să-l păzească. Avem proiectul acesta european de monitorizare video a orașului. Sunt aproape 120 de camere video în toate zonele orașului. Eu nu spun, și mai avem deja vreo 80 deja puse de primărie, până anumite parcurile, locurile de joacă sunt cu ăsta în parcuri, avem în zonele cu astea, cum îi spune, la unde avem europubelele de gunoi, platformele de gunoi, unde am avut probleme foarte mari, le aruncau, făceau mizerie, lăsau alături, am pus camere, am rezolvat treaba, dar... Vedeți, dumneavoastră, trebuie să mai există și acea conștiință și brumă de civilizație. De ce când te duci afară nu faci? Că nu s-a mers mai mici afară. Și aici, dar acolo, dacă a văzut cineva că ai greșit, ia după mânuță. Și zice, domnul, te rog eu frumos, poate v-a căzut și n-ați văzut dumneavoastră. Uite, v-am dat-o eu să o țineți. Ai luat-o rușinos, ai băgat-o în buzunar și mergi mai departe. Și înveți ceva. La noi, dacă îi spui și pleacă, bă, de aici, bă, te-ai găsit tu să fii... Da, de ce plătesc taxe și impozite la primărie? Să plătesc, să-mi facă. Dă-mi banii mei să mătură pe aici. Dă-mi banii mei, dar nu poți să asiguri să mătur non-stop în urma lipsei de civilizație. Aici avem o problemă și e greu. Nu avem o altă problemă cu acest operator. Pentru că, nu știu din ce considerente, când s-a scos la licitație măturatul stradal, s-a scos pe 58% din suprafața orașului. Și cu cealaltă 42% ce facem? Și atunci când am venit primar, le-am spus, ok, bun, aveți 58, ce strada asta nu intră, aia nu intră, păi ce măturați? Că noi nu mai putem să măturăm, că dacă am dat serviciu, nu mai poți să faci separat și să decontezi. Că aici, legea spune, ai dat serviciu unui operator, el trebuie să facă. Nu mai poți să decontezi lucrare la fel către un alt operator, că înseamnă dublare de serviciu. Și zic, voi ce faceți? Păi nu atâta, dacă vezi diferența, eu știu, dar nu vreau să mă gândesc urât acum. S-a dat 58% ca să pe cei 42 să se dubleze suma și ăsta care a câștigat tot să vină și să ia dublu de bani. Ce, domne, trebuie să mă mătur tot orașul și atunci îți dau dublu. E, toată treaba aceasta
am rezolvat-o amiabil, plătim aceleași sume de bani, dar a redus un pic ritmicitatea. Nu mai mături o stradă la două zile, o mături sau la o zi jumate, o mături la două sau la două jumate. Și o zi treci decât să aduni hârtiile mai mari sau sticle și nu știu ce. Și din cauza aceasta avem mari probleme cu măturatul. Plus că am luat vama, trebuie să o asigurăm, am luat terenul vămii înapoi în patrimoniul municipalității. 32 de hectare. Vă dați seama că avem 6 oameni care mătură zilnic acolo, ia gunoiul, ia tot, strânge după când arată urât, după ce au curățat-o acum așa, e păcat să o lăsăm așa, e jenant. Românul zice că a intrat în Giurgiu, n-a intrat și în România, n-a intrat în nu știu unde pe câmp. Avem parcurile, la fel, care trebuie să le întreținem. Avem străzile noi asfaltate, 20 de kilometri, înainte nu intrau pe străzi de piatră și pământ, nu intra nimeni să măture, acum trebuie să le măture. Avem zonele acestea de, eu știu, zona de bâlci, zona unde sunt spectacole. Sunt lucruri și tot în aceiași bani. Eu zic că se va rezolva. Intrând în administrarea și în, eu știu, în subordinea municipalității, serviciul acesta de mătura stradal, în câteva luni facem un ADIU cu Malu și cu Slobozia. Putem prin ADIU, prin această asociație de dezvoltare intercomunitară numită Mătura Stradal și Iluminat Eficient, să facem curățenie cu oamenii primăriei, cu societatea primăriei, și atunci dădeam 4 miliarde acum pentru măturat, putem angaja nu 70 de oameni, putem angaja 150 de oameni cu salariu minim, cu toate dările, ne ducem vreo 17 milioane. 17 milioane ori 150 înseamnă vreo 240-250 de milioane, 2 miliarde jumate salarii. Mai cheltuiel cu apa, cu gunoiul, cu nu știu ce, și mai poți să-ți cumperi niște utilaje. Cât un utilaj, cât vreau, ne facem cu noi. Iar oamenii, când nu avem ce să facem, că, de exemplu, avem 3 zile cu ploaie, nu mătură, dar îi folosim în alte activități. Îi ducem să facă nu știu ce, să intre în atelier, să vopsească bănci, să facă, deci le găsim alte lucruri. Iarna, folosim și la dezăpezire, îi folosim și în alte părți. Deci ajută și completează efortul celorlalte instituții de a asigura un oraș curat și atractiv. Nu m-am văitat că am moștenit acest proiect, acest contract prost. Poate că era bine să țip și eu într-una, că nu e bine, dar vedeți, dumneavoastră, a venit domnul Mina Marian la Consiliul Județean și a spus, am găsit pe aia, pe aia. Ia uite, a început să vaite. Nici n-a venit bine. Nu știa ce o să găsească, de ce să vaite acum? Eu mi-am asumat acest lucru, nu m-am văitat. Chiar dacă câteodată e bine să spui că oamenii ce, domnule, de n-am știut lucrul ăsta, domnule, dacă îmi spuneai, poate că te înțelegeam. N-am avut nici mijloace de comunicare. Emisiunea noastră se apropie încet, încet de final. Am citit că hobby-urile noastre ar fi vânătoarea, nu? Călătoriile, asta s-a acuzat de multe ori. Da. Eu v-am acuzat și eu de chestiunea asta. Eu zic să o luăm călătorii, vânătoare. Și bucătărie. Apropo de călătorii, cu siguranță că pe unde ați umblat, ați achiziționat tot felul de obiecte, dar poate că nu de afară, poate că din țară, aveți un obiect la care țineți așa în mod deosebit? Vedeți, dumneavoastră, ce vă spuneam și la începutul emisiunii, fac afaceri de, sau am început activitatea economică în urmă cu 25 de ani. M-am apucat de afacere, am intrat într-un alt, eu știu, altă rotație, altă mișcare, cu timp liber foarte puțin. Sunt mici plăceri ale vieții, nu le numim chiar hobby-uri, așa, mici plăceri ale vieții. Pot să o iau acum ca un hobby-u, am început să colecționez halbe de bere. M-am tot plimbat, mergeam prin prisma meseriei care am avut-o și firmei de leasing, aduceam mașini din Germania și mergeam prin fiecare orășel și fiecare avea felul lui de a face o halbă, de nu știu ce. Și am început, cream, după ce am m-am apucat și am tot colecționat o groază de halbe, m-am gândit, zic, bă, nu mi-am ales un hobby bun așa. Domnul profesor Dumitescu colecționează lingurițe. Sunt mai practice. Ai luat o linguriță, ai băgat-o undeva, caldita mai halba, să nu se spargă, grea, un kilogram la bagajul de avion este. Nu știu dacă am ceva așa anume care să-mi placă, pentru că n-am avut timpul necesar să mă bucur de plăcerile vieții. Și îmi dau seama că ajung la 50 de ani și nu întâmplător am spus că mai îmi doresc un mandat să las ceva în urma mea și apoi să încerc să mă bucur și un pic de viață, că nu știi ce se întâmplă, vezi tot felul de întâmplări și de cazuri de persoane care în floarea vârstei decedează după faptul că au descoperit o boală galopantă și cu această ocazie vreau să-i transmit
familiei domnului Dragoș Stoica condoleanțele și sincerele condoleanțe din partea mea. Vedeți, la 58 de ani a descoperit în urmă cu câteva luni că are o boală incurabilă și pentru ce mai e viața? De aceea am spus că viața trebuie și trăită. Am muncit mult și m-am zbătut și nu mi-am văzut copiii cum au crescut. N-am avut timp să-i plimb, n-am avut timp să stau lângă ei. Mă bucur că soția s-a ocupat foarte mult și a stat de ei. Și o spun tot timpul lucrul acesta pentru că în familie noi ne-am cam împărțit treburile. Eu m-am ocupat de siguranța familiei, soția s-a ocupat de pregătirea. Și am citit că una dintre pasiuni este bucătăria? Da. Da, și, vedeți, poate că ăsta este locul unde așa, mai... O rețetă mai deosebită și mai... Da, pe, poate mai sunt multe rețete, o să stăm una, o dată. Una gând... dintre ele? Am terminat liceul de alimentație publică. Prima mea meserie pe diplomă este bucătar, ospătar, cofetar, patiser. N-am practicat-o deloc, dar a rămas un hobby, a rămas... Când simt că nu mai pot, fie mai plec în satul părintesc și mă duc la mormântul mamei și acolo mă încarc... energetic și revin cu altă vigoare, fierii mă pierd în bucătărie. Spre deranjul soției, că am fost obișnuit în liceu să am, fiind liceu de economic, multe fete, puțin băieți și nu spălam vase, îmi plăcea să le înșir toate cum la carte, să-mi pun fiecare probă asta. Am preparate din pește, să știu multe și atunci încerc să testez foarte multe lucruri și mai e un lucru care vi-l spun acum. Am un băiat care chiar mă moștenește și chiar că a trecut la high level, la nivelul următor. A făcut într-o seară și tot face sushi, cheamă prietenii, bine, iau și formă, după ce le-au făcut le pozează, le urcă, a, ce bine, ce frumos. Dar a făcut macarons. Nu sunt ușor aceste procese. Acel dulce de bucătărie, acel dulce de cofetărie belgian, olandez, bine, acum este internațional, dar care au o tehnologie foarte grea. Îmi place... să fac grătar, îmi place să fac ciorbă, îmi place să fac preparate din pește, să fac lucruri deosebite. Niciodată nu fac un lucru simplu. Da, când vreau să fac un borș de pește, mi-au măucă, mi-aleg pește din piață, mi-au tot ce-mi trebuie, eu îmi fac piața, eu mi le așez, mi le iau. Ce să vă spun? E un preparat din pește alb, fie că este cod, fie că este șalău, merge un pește alb, cu orez, cu un sos de prune, un sos dulce și e ceva frumos și plăcut gustului. Și în general să știți că am învățat în liceu și ulterior văzând la televizor, paprika să știți că este un post de televiziune care, indiferent cât aș fi de sătul, mai îl deschid și mă uit și văd anumite lucruri care îmi plac, încep să le scriu repede, dar să știți că bucătăria este o artă, iar preparatul trebuie să bucure și sufletul, și ochiul, și trupul. Acum, la final, fiindcă emisiunea noastră acum chiar se apropie de final, știu că aveți 2 copii, domnule primar. Și chiar mă bucur. Cum ar suna așa, cum ar începe o scrisoare către copiii dumneavoastră? Nu sunt un sentimentalist. Și vă spuneam mai înainte că, luat de valul ăsta al afacerilor și al problemelor, n-am văzut cum îmi cresc copiii. Deci, nici pe partea aceasta de a scrie sau de a compune ceva, nu este punctul meu forte. Întotdeauna, poate că n-am fost, eu știu, darnic în cuvinte și a transmite și soției și copiilor ceea ce simt. Dar poate prin ceea ce le-am arătat, prin ceea ce am făcut și prin modul cum m-am comportat cu ei, poate că am spus mai mult decât să aștern pe o hârtie, eu știu, sentimente. Dacă am putut, le-am spus, dar în general nici vorbăresc nu sunt în capitolul acesta să-mi expun sentimentele. Eu încerc, și așa sunt scorpioni, încerc să transmit prin ceea ce fac starea mea sufletească vis-a-vis de cineva. Mi-e greu să vă spun cum ar începe către copiii mei pentru că nu prea le-am trimis scrisori. Și relația mea e deschisă cu ei și chiar o relație sinceră. Nu e o relație... Chiar am încercat copiii să ne-i facem prieteni și orice problema lor să vină să ne-o spună. Că noi suntem cei mai apropiați de aici. Dacă au o problemă, noi suntem cei care putem să-i ajutăm, nu un străin. Și chiar mă bucur că mi s-au întors copiii la Giurgiu, anul ăsta a venit și băiatul, a terminat facultatea și a venit la Giurgiu, fata a terminat arhitectura, a venit la Giurgiu, încerc să le găsesc un job al lor și o afacere micuță, utilizând proiecte și finanțări europene, ca să fie afacerea lui. Afacerea familiei e bună, e solidă, e, cum să zic,
profitabilă. Dar copilul trebuie să știe că a început el cu bucățica aia și a lui. Că dacă pierde, pierde pe banii lui, dacă câștigă-s banii lui. Și banul câștigat de tine e valoros de 10 ori mai mult decât banul la care ți-l dă. Sau de, îți dă, poate eu dau de 10 ori mai mult, dar leul a câștigat de el e valoros, care e leul lui, a muncit pentru el. Mi-e greu să vă spun și a sărit peste întrebarea aceasta. Bun, asta era și întrebarea de final, fiindcă timpul deja s-a dus la și 40, ar fi trebuit să... Ați văzut ce mult vorbesc pe partea economică, management, organizare și ce puțin vorbesc pe partea aceasta? Deci nu sunt făcut pentru așa ceva. Domnule primar, foarte mult, fiindcă ați acceptat invitația, vă voi invita și vă mulțumesc la Iluzii Prejudecăți Perspective să discutăm și alte chestiuni, nu neapărat chestiuni administrative sau chestiuni politice și de altă natură, această emisiune fiind una tematică, de fapt. Data viitoare, de pildă săptămâna viitoare, chiar am un invitat, un domn care are o potgorie, are un restaurant de vinuri, o colecție de vinuri, se numește 1000 de chipuri din București, care a absolvit filosofia și pe care îl voi invita pentru a discuta despre vinuri. Adevărul din vin. Da. Încă o dată vă mulțumesc că ați acceptat. Și eu vă mulțumesc și chiar mă bucur că am reușit și prin intermediul postului dumneavoastră de televiziune să transmit cetățenilor exact ceea ce vreau să fac în oraș, unde sunt probleme și cum putem să găsim împreună o rezolvare, că nu sunt nici deținătorul adevărului absolut și nici al pietrei filozofale. Sunt un simplu om și care mai greșesc, dar am și această calitate care cunosc când greșesc. Excelent. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Ne revedem vinerea viitoare la Iluzii Prejudecăți Perspective.